În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Prascreștini, când s-a pogorât pe pământ Fiul lui Dumnezeu, întuneric mare acoperea lumea întreagă. Înjosirea morală a popoarelor era la culme. Omenirea rănită în viața trupească și sufletească era bolnavă pe moarte. El a găsit o oarbă umblând în întuneric, cu ochii acoperiți de o bandă de neștiință, de greșeli și superstiții, nevăzând nici de unde vine, nici unde are să ajungă și nici calea pe care trebuie să meargă. A găsit-o surdă cu urechile astupate la poruncile lui Dumnezeu, nefiind în stare să înțeleagă nici glasul conștiinței. A găsit-o șchioapă, potignindu-se la fiecare pas, târându-se în fel de fel de viții și în crime. A găsit-o leproasă acoperită de răni de la cap până la picioare, de la cel din palat până la cel din bordei. Medicii nu lipseau, dar erau preoții mincinoșilor zei, învățații și moraliștii puneau rând pe rând rețetele și leacurile lor, dar nu se puteau tămădui. Bolnavul le încerca pe toate, dar leac nu-și găsea și se sucea și se răsucea în cele mai mari chinuri pe patul său de durere. Așa era omenirea înaintea Fiului lui Dumnezeu. Popoarele aștepta venirea Dumnezeiescului Mântuitor, care să-i scoată din neorânduielile și stricăciunile sale, să-l ridice din patul durerii. Și în această situație morală, vrednică de plâns, striga: Răsăritule, strălucirea luminii celei veșnice, soarele dreptății, vino și luminează pe aceia care sunt în întuneric și în umbra morții. Împăratul neamurilor, doritul popoarelor, vino și mântuiește pe omul pe care l-ai făcut. Emanuel, împăratul nostru, legiuitorul nostru, așteptarea neamurilor și mântuitorul lor. Vino, Doamne, mântuiește-ne, Dumnezeul nostru. Acest strigă din inima al poporului celui ales și cu el al tuturor popoarelor din lume s-a suit până la tronul Dumnezeirii. Cerurile răspândea roa, cel drept se pogoară ca o ploaie roditoare. Pământul se deschide și într-o tresărire de bucurie naște pe Mântuitorul său. Cuvântul se face trup și se arată în mijlocul oamenilor plin de har și de adevăr. Se arată deci Hristos, după ce înainte mergătorul a propovăduit pocăința și când tot poporul lui Israel și ca el toate popoarele suspina după cel ce trebuia să vină, Mesia, Iisus, Fiul lui Dumnezeu. De aceea biserica ne cheamă astăzi ca să serbăm această mare taină a arătării Domnului la apele Iordanului când s-a botezat de la Ioan. Să ne deschidem dar și noi inimile ca să primim pe Domnul și Dumnezeul nostru și binefăcătoarele sale învățături pentru mântuirea noastră. Trecuseră 30 de ani, fraților, de când o stea frumoasă și luminoasă strălucise pe cer ca un semn de nădejde și de iertare. 30 de ani erau de când magii din răsărit
văzuseră această stea și privind acest semn ca un glas de sus, s-au dus în Betleem să se închine înaintea unui mic copil, înaintea unui împărat de curând născut, care avea ca palat o peșteră, ca tron o iesle, ca suită niște animale. Ca mantie împărătească scutecele sărăciei și ale umilinței. 30 de ani, zic, trecuseră de la nașterea lui Iisus și 18 de la cea dintâi arătare a lui în templul din Ierusalim. Când el părăsi deodată Nazaretul și se duse pe țărmurile Iordanului, nu departe de Ierusalim. În această vreme, starea Palestinei devenea din ce în ce mai tristă. Iudeea fusese alipită de împărăția romană și de peste 20 de ani, prefecții romani întrebuințau abilitatea și energia lor ca să apese pe un popor care nu voia să primească jugul. Într-adevăr, nu numai că sceptrul ieșise din Iuda, dar și libertatea dispăruse și patria se pierdea. Acest pământ pe care Dumnezeu îl dăduse cu prețul atâtor minuni lui Avram și îl primise ca făgăduință, unde Iosif îi mutase osemintele, unde David, acolo în libertate, cu sabia și cu lira lui, cânta cântările psalmilor, unde Solomon ridicase adevăratului Dumnezeu singurul templu de pe pământ vrednic de numele lui. Acest pământ, un străin, li-l lua romanii. Idolii intrau în Ierusalim și deja sub procuratorul Ponțiu Pilat, stindardurile legiunilor acoperite de emblemele idolatrice, fură introduse noaptea în cetatea sfântă. Și a doua zi, la răsăritul soarelui, poporul le văzu fâlfâind pe templu și deasupra citadelei Antonina, care era plină de soldați. Cum puteau suferi evreii o astfel de priveliște, o astfel de batjocură, ei care se închinau numai singurului Dumnezeu care a creat cerul și pământul? Pe fiecare zi erau răzvrătiri și răzvrătiți. Se dădeau jos aguilele, se sfărâmau imaginile puse pe pavezele romane, se refuza plata cezarului, se declara ca nelegiuită și nedreaptă orice stăpânire străină și mulți piereau ca martiri. Tot poporul era încredințat că sosise vremea venirei în lume a trimisului ceresc a Mântuitorului. Toți așteptau arătarea Mesiei. În această mișcare apare deodată pe malul Iordanului, aproape de Ierusalim, un om cum de mult nu văzuse poporul evreu. Avea 30 de ani și el și era de neam preoțesc. El crescuse în pustie, în cea mai aspră înfrânare și pocăință. Un veșmânt de păr de cămilă strâns la mijloc cu o cingătoare de curea. O barbă pe care niciodată nu o pieptănase și nu se asinsese fierul de ea. Un trup slăbit de post și înfrânare, căci niciodată n-a gustat din rodul viței și nicio altă băutură îmbătătoare. O înfățișare plină de umilință, de blândețe, de putere, de o sfântă aprindere. Acesta era noul profet. El se numea Ioa, iar poporul i-a dat numele de Botezătorul, pentru că și-a început misiunea pe malurile Iordanului,
chemând pe toți oamenii la pocăință și la botez, pe care îl săvârșea afundând tot trupul în apă. El zicea poporului: pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Adică împărăția cerurilor, nu a pământului, pe care o aștepta poporul Israel. El lăsa să se înțeleagă că această împărăție, atât de mult așteptată de evrei, nu se cucerește nici cu sabia, nici cu aur, nici prin răscoale, că ea este de o altă ordine, o împărăție cu totul duhovnicească, împărăția sufletelor, unde se intră prin pocăință și se trăiește prin iubire și milostenie. Mulțimea venea și se îngrămădea în jurul lui ca să-l asculte din toate părțile. Din Ierusalim, din Perea, Samaria, Galileea, veneau farisei, saduchei, cărturari, preoți, vameși, soldați. Cei umiliți și săraci se plecară cei din tâi înaintea botezătorului. Plângând, își mărturiseau păcatele și botezându-se în Iordan de către Ioan. Când vine rândul saducheilor, al acelora care distrugeau toată religiunea și toată morala, tăgăduind învierea morților, și când veneau fariseii care falsificau, nevăzând în religie decât forma, și care își închipuiau că era de ajuns ca să fie fiul lui Avram, pentru ca să nu aibă nicio frică de judecata lui Dumnezeu. Atunci zic, Ioan acesta, marele proroc, fu cuprins de o mare indignare când îi văzură. Și de o sfântă aprindere le striga: pui de viperă, cine v-a arătat să fugiți de mânia care are să fie? Niciodată acești mari ai iudeii nu auziră un limbaj așa de aspru. Ei erau deprinși ca să vadă pe toți plecându-și frunțile înaintea lor și Ierusalimul să-i salute ca pe dascălii lui. Ioan însă i-a dat de gol: faceți roduri vrednice de pocăință, pui de năpârci, și nu ziceți în voi înșivă că aveți părinte pe Avram. Că zic vouă că Dumnezeu poate din pietrele acestea să ridice fiii lui Avram. A fi adică fiii lui Avram, după trup, nu servește la nimic dacă nu sunt fiii lui prin virtute și credință, prin viață, prin trăire, prin fapte. Astfel vorbea Ioan Botezătorul celor mari, celor corupți și foarte de multe ori și corupători. Și nu știm dacă azi, după atâtea sute de ani, de atunci, nu ni s-ar face și nouă aceleași mustrări, tot așa de aspre, dacă nu și mai aspre. Pentru că și noi am ajuns niște formaliști mândri și îngânfați. Mergătorul înainte nu avea pentru popor decât cuvinte blânde și mângâietoare. Și noi, care ne lăudăm însă că suntem creștini ortodoxi, avem cea mai dreaptă și mai curată credință, dar sufletul s-a împuțit de fel de fel de păcate mari și murdare. Păcate pe care mulți le țin nespovedite din copilărie sau de zeci de ani. Tot așa de aspru va fi mustrat acela care încă n-a înțeles și nu va înțelege poate niciodată la ziua judecății însă. Când mulțimea întreba pe Ioan, ce să facem? Ioan nu le cerea ca să imiteze viața lui aspră,
și se mulțumea de a le predica milostenia și iubirea frățească între ei. Și le zicea, cel ce are două haine, să dea una și celui ce nu are. Și cel ce are bucate, să facă asemenea. Iată, fraților, în puține cuvinte învățătura lui Ioan Botezătorul, umilința, înfrânarea, milostenia și iubirea frățească se asemăna cu a Domnului Hristos și pregătea astfel calea Stăpânului Hristos, Domnul nostru. Anul în care Ioan a început a predica și a găti calea Domnului era un an sabatic, un an de jubileu, adică un timp de rugăciune și de reînnoire religioasă la evrei. Își poate închipui oricine cât era de mare mișcarea poporului când nu departe de Ierusalim, Ierusalimul cel plin de imaginile mincinoșilor zei, atunci răsună acest strigăt: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Iată, Mesia vine! Mesia! Iată împlinită în sfârșit făgăduința. Mulțimea alerga pe malul Iordanului, se grămădea ca să primească botezul pocăindu-se. Acest om, așa de puternic în cuvânt, așa de înfrânat, așa de blând cu cei smeriți și așa de aspru cu cei mândri, nu cumva e chiar el Mesia, Hristos, Mântuitorul cel mult așteptat, se întrebau toți. Acest zgomot ajunse până la urechile lui Ioan, dar el le răspunde: eu vă botez cu apă, dar vine după mine cel mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. El era trimis ca să vestească pe un altul mai mare decât el, Ioan. Botezul pe care îl propovăduia nu era decât un botez înainte mergător. După botezul cu apă, va fi un botez mai înalt, botezul cu foc, cu Duh Sfânt. Mai întâi botezul pocăinței și apoi botezul iubirii. Pentru aceasta trebuiau pregătite sufletele. Într-o zi Ioan, în mulțimea care venise să se boteze, zări pe un tânăr ca de 30 de ani, pe care niciodată nu-l văzuse, dar pe care îl recunoscu, fie că el purta o înfățișare ca semn al unei curățenii mai presus de fire, văzut numai de ochiul unui sfânt ca Ioan, fie că el arunca lăuntric asupra lui o rază, asemenea aceleia ce l-a făcut să salte cu bucurie în pântecele maicii sale. La vederea acestui tânăr, al cărui nume este Iisus, Ioan dete înapoi, cuprins de spaimă. Apoi scăpă acest strigăt: Eu am trebuință să mă botez de tine și tu vii la mine. Iar Iisus îi zise: lasă acum, Ioan, că așa se cade nouă, ca să plinim toată dreptatea. Atunci Ioan nu s-a mai împotrivit, s-a făcut ascultător și fără să mai zică un cuvânt, zmerit și supus, s-a așezat să-l boteze și l-a botezat. Și îndată, spune Evanghelia, Iisus a ieșit din apă și cerurile s-au deschis și Duhul Sfânt, pogorându-se sub forma unui porumbel, a venit peste el. Și un glas din cer s-a auzit zicând:
Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. De acesta să ascultați acest glas al lui Dumnezeu Tatăl. A fost auzit de toți cei ce erau de față, ca un tunet a intrat în adâncul sufletului lor. Iar Ioan l-a auzit destul de bine. El a văzut lămurit dumnezeiasca taină pe care o serbăm în zilele acestea. Adică arătarea Fiului lui Dumnezeu, numit astfel de către Dumnezeu Tatăl. A văzut apele sfințite prin starea de fața lui Iisus și primind puterea de a sfinți sufletele prin botez. În amintirea botezului Domnului, în fiecare an preoții intră în Iordan, la locul unde s-a botezat Domnul, prin rugăciuni și sfințesc apele. Tot în amintirea acestui mare eveniment și la noi, în aceste zile ne ducem la râu sau punem în vase mare apă ca să fie sfințite pentru folosul sufletelor noastre. Dar pentru ca sfințirea apelor să ne fie de folos pentru mântuirea sufletelor și pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu, ni se cere să ne pregătim, așa cum ne spune Sfânta Evanghelie, că pregătea Ioan pe poporul ce venea la dânsul. Ni se cere să ne curățim păcatele prin pocăință, prin post, prin ajunare, prin rugăciuni, prin fapte bune către săraci, făcute în numele Domnului Hristos, care a fost om și Dumnezeu. Căci prin El cerul și pământul care fuseseră despărțiți prin păcat, prin Fiul lui Dumnezeu s-au întâmpinat și s-au îmbrățișat. Mila și adevărul, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Noi însă, prin păcatele noastre, facem ca să ne depărtăm din nou și să ne despărțim și să se deschidă din nou prăpastia despărțirii de Dumnezeu. Să nu credem noi că toți cât s-au botezat s-au mântuit. Iadul este plin cu creștini botezați în numele Sfintei Treime, dar care s-au lepădat prin păcate mari, că-și trăiesc în desfrânări, în beții, avorturi, în jurături, trăiesc departe de biserica lui Hristos, nu le place să se roage, să cânte lui Dumnezeu, trăiesc necununați, nespovediți, cu țigara în gură toată ziua și noaptea, cu înjurături și cu diavolul pe limbă, zavistuiesc și dușmănesc pe alții, fură, mint și înșală, și o mulțime de păcate în care trăiesc până la moarte mulți și nu vor să se lepede de ele și să vină la Dumnezeu. Ba ne spune Sfântul Macarie cel Mare că în pustie fiind a găsit pe acolo o căpățână a unui popă idolesc și i-a vorbit căpățâna aceea spunându-i Sfântului Macarie că atunci când face rugăciuni pentru cei morți, primesc și ei păgânii acolo în iad puțină ușurare. S-a mirat Sfântul Macarie și a întrebat, dacă mai dedesubtul lor mai sunt și alți păcătoși în chinuri? Și i-a spus căpățâna că dedesubtul lor al păgânilor în iad se află creștinii care au pierdut botezul prin fel de fel de păcate, creștinii care s-au lepădat de credință de Dumnezeu. Ei sunt în mai mari chinuri ca noi, zice, care n-am cunoscut dreapta credință. Creștinii noștri au pierdut cu totul evlavia și conștiința despre marea taina Sfântului Botez.
Nu știu că fac mare păcat să aducă pruncul cu muzică până la biserică. O droaie de duhuri necurate se țin după ei. Iar în biserică încurcă și slujba, fotografiindu-l pe bietul prunc, pe nași și pe toți ceilalți. Câteodată vin și câte 2-3 fotografii de încurcă și pe preot la slujbă. Apoi, după ce au depus un jurământ că se leapădă de satana și de lucrurile lui, satana abia îi așteaptă la ușă ca să ia pe toți în primire cu muzica și să facă în numele pruncului o sumedenie de păcate mari, care mai de care mai greu. Unii se îmbată, alții joacă, alții înjură pe Dumnezeu, alții fumează, alții glumesc glume porcoase, alții cântă și zbiară cât îi țin gura ca turbați cântece murdare, căci au scos un cântec cu care se insultă dreapta credință și numele creștinesc. Cântec blestemat de nașă-nașă, cântecul lui zic nașă-nașă, cuvinte rușinoase la adresa nașii. Și așa se pogoară în focul iadului, în temnițile și muncile de acolo, de desubtul păgânilor care au murit nebotezați. Vai de creștinii care fac astfel de petreceri la botez, căci iadul se bucură, dracii râd și abia așteaptă ziua să-i prindă în ghearele lor, nespovediți și neîmpărtășiți, se arunce în iadul cel plin cu flăcări și chinuri veșnice. Astăzi biserica, frați creștini, ne cheamă ca să ne unim iarăși cu Dumnezeu prin taina pe care o sărbăm. Dar cum putem noi deschide iarăși cerul și să auzim pe Dumnezeu zicând: acesta este Fiul meu cel iubit? Un singur mijloc și cel mai bun în timpul de față este de a asculta de Fiul Tatălui Ceresc, care este Iisus Hristos. Adică să ascultăm de poruncile Lui, de legea Lui și să punem în practică sfânta Lui învățătură. Să ne lepădăm de satana și să ne lepădăm și de lucrurile Lui, de păcatele, de desmerdările, poftele cele deșarte și de toate dușmăniile și răutățile, căci ale Lui sunt. Și să ne purtăm cuvincios, să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a învățat Domnul, cu fapta și cu vorba, și așa cum ne învață și Sfântul Ioan Botezătorul: cel ce are două haine să dea și celui ce nu are, iar cel ce are bucate să facă asemenea. Și orice lucru de folos îl facem în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca creștini adevărați și ca niște robi ai Împăratului Ceresc, ca niște soldați ai acestui mare împărat, Creatorul Cerului și Pământului. Căci de la botez, fiecare creștin care s-a botezat, de la noul născut, a devenit soldat al lui Hristos, Împărat. De aceea, zice preotul rugăciunea care o citește: te închin lui Dumnezeu ca Împăratului Ceresc. Apoi să avem grijă, frați creștini, ca ne înceta să veghem, să nu ne murdărim iarăși haina botezului, căci foarte ușor se poate păta. Ca la venirea Domnului Hristos să fim toți curați, spălați și luminați, pentru a-L întâmpina pe norii cerului, la dreapta Lui să ne așeze și pe noi, cu sfinții și cu sfinții îngeri. Doamne Iisuse Hristoase, împrednicește-ne, Doamne, pe toți de împărăția Ta cea cerească, ca și noi cu toți aleșii Tăi să Te slăvim în vecii vecilor. Amin.